Sfânta Scriptură, Cartea lui Iona, capitolul 1, chemarea, neascultarea și pedeapsa lui Iona. Și a fost cuvântul Domnului către Iona, fiul lui Amitai, zicând: Scoală-te și du-te în cetatea cea mare a Ninivei și propovăduiește acolo, căci fără de legile lor au ajuns până în fața mea. Și s-a sculat Iona să fugă la Tarsis, departe de Domnul, și s-a pogorât la Iope, unde a găsit o corabie, care mergea la Tarsis și, plătind prețul călătoriei, s-a pogorât în ea ca să meargă la Tarsis împreună cu toți cei de acolo, el fugind din fața Domnului. Dar Domnul a ridicat un vânt năpraznic pe mare și o furtună puternică s-a stârnit, încât corabia era gata să se sfărâme. Corabierii s-au înfricoșat și au strigat fiecare către Dumnezeul său și au aruncat în mare încărcătura corabiei ca să se ușureze. Dar Iona se coborâse în fundul corabiei, se culcase și adormise. Atunci s-a apropiat de el capitanul corabiei și i-a zis: Pentru ce dormi? Scoală-te și strigă către Dumnezeul tău, poate el își va aduce aminte de noi ca să nu pierim. Și au zis unul către altul: Haidem să aruncăm sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Și au aruncat sorți și sorțul a căzut pe Iona. Și l-au întrebat pe el: Spune-ne nouă din pricina cui s-a bătut nenorocirea aceasta asupra noastră. Care este meșteșugul tău? De unde și din ce țară vii și din ce popor ești? Atunci el i-a răspuns: Sunt evreu și Domnului Dumnezeului cerului mă închin, celui care a făcut marea și uscatul. Și toți oamenii s-au temut cu frică mare și i-au zis lui: Pentru ce ai săvârșit una ca aceasta? Căci ei știau că el fuge din fața lui Dumnezeu, fiindcă el le spusese. Și i-au zis lui: Ce să-ți facem ca să se potolească marea? Căci marea se ridica din ce în ce mai mult. Atunci el a răspuns: Luați-mă și mă aruncați în mare și ea se va potoli, căci știu bine că din pricina mea s-a pornit peste voi această vizelie. Și marinarii vâsleau ca să ajungă la țărm, dar în zadar, căci marea se ridica din ce în ce mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: O, Doamne! De-am putea să nu pierim din pricina vieții acestui om și să nu ne împovărezi pe noi cu un sânge nevinovat, că Tu, Doamne, precum ai voit, ai făcut. Și îl ridicare pe Iona și îl aruncare în mare și s-a potolit urgia ei. Și oamenii s-au temut cu teamă mare de Domnul și au adus jertfă lui Dumnezeu și promisiuni i-au făcut lui. Și Dumnezeu a dat poruncă unui pește mare să înghită pe Iona. Și a stat Iona în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Atunci s-a rugat Iona din pântecele peștelui către Domnul Dumnezeul lui, zicând: Strigat am către Domnul în strâmtoarea mea, și el m-a auzit, din pântecele iadului către el am strigat, și el a luat aminte la glasul meu. Tu m-ai aruncat în adânc, în sânul mării și undele m-au înconjurat. Toate talazurile și valurile tale au trecut peste mine. Și gândeam: Aruncat sunt dinaintea ochilor tăi, dar voi vedea din nou templul cel sfânt al tău. Apele m-au învăluit pe de-a-ntregul, adâncul m-a împresurat,
Iarba mării s-a încolăcit în jurul capului meu. Mă coborâsem până la temeliile munților. Săvarele pământului erau trase asupra mea pentru totdeauna. Dar Tu ai scos din stricăciune viața mea, Doamne Dumnezeul meu. Când se sfârșea în mine Duhul meu, de Domnul mi-am adus aminte și la Tine a ajuns rugăciunea mea în templul Tău cel sfânt. Cei ce slujesc idolilor deșerți disprețuiesc harul Tău, dar eu îți voi aduce ție jertfe cu glas de laudă și toate făgăduințele mele le voi împlini, căci mântuirea vine de la Domnul. Și Domnul dădu poruncă peștelui și peștele a aruncat pe Iona la țărm. Și a fost cuvântul Domnului către Iona pentru a doua oară, zicând, coală și pornește către cetatea cea mare a Ninivei și vestește-le ceea ce îți voi spune. Și s-a sculat Iona și a mers în Ninive, după cuvântul Domnului. Și Ninive era cetate mare înaintea lui Dumnezeu. Îți trebuia 3 zile ca să o străbați. Și a pătruns Iona în cetate, zicând, 40 de zile mai sunt și Ninive va fi distrusă. Atunci ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au ținut post și s-au îmbrăcat cu sac de la cei mai mari și până la cei mai mici. Și a ajuns vestea până la regele Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul său și a lepădat veșmântul lui cel scump, s-a acoperit cu sac și s-a culcat în cenușă. Apoi, din porunca regelui și a dregătorilor săi, s-au strigat și s-au zis acestea: oameni și animale, vitele mari și mici să nu mănânce nimic, să nu pască și nici să bea apă, iar oamenii să se îmbrace cu sac și către Dumnezeu să strige din toată puterea și fiecare să se întoarcă de pe calea lui cea rea și de la nedreptatea pe care o săvârșesc mâinile lui. Poate că Dumnezeu se va întoarce și se va milostivi și va ține în loc iuțimea mâniei Lui ca să nu pierim. Atunci Dumnezeu a văzut faptele lor cele de pocăință, că s-au întors din căile lor cele rele și a părut rău Domnului de prezicerile de rău pe care li le făcuse și nu le-a împlinit. Și Ion a fost cuprins de mare supărare și se aprinse de mânie și a rugat pe Domnul zicând, O Doamne, iată tocmai ceea ce cugetam eu când eram în țara mea. Pentru aceasta eu am încercat să fug în Tarsis, că știam că Tu ești Dumnezeu îndurat și milostiv, îndelung răbdător și mult milosârd și îți pare rău de fără de legi. Și acum, Doamne, ia-mi sufletul meu, căci este mai bine să mor decât să fiu viu. Și a zis Domnul, faci Tu oare bine că ți-ai aprins mânia? Atunci Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsăritul ei. Și a făcut o colibă și a stat sub ea la umbră, ca să vadă ce se va întâmpla cu cetatea. Și Domnul Dumnezeu a gătit un vrej care s-a ridicat deasupra capului lui Iona, ca să-i țină umbră și să-i mai potolească mânia. Și s-a bucurat Iona cu bucurie mare pentru vrej. Dar Dumnezeu, a doua zi, la revărsatul zorilor, a poruncit unui vierme să reteze vrejul, iar el s-a uscat. Și la răsăritul soarelui a pornit Dumnezeu un vânt arzător de la răsărit și soarele a dogorât capul lui Iona, încât el se prăpădea de căldură și și-a rugat moartea zicând,
Mai bine este să mor decât să trăiesc. Și a grăit Domnul către Iona, ai tu dreptate să te mâni pentru vrej? Și el a răspuns, da, am dreptate să fiu supărat de moarte. Și a zis Domnul, tu ți-ai făcut necaz pentru acest vrej pentru care nu te-ai trudit și nici nu l-ai crescut, care și-a luat ființă într-o noapte și într-alta a pierit. Dar eu cum să nu mă întristez de cetatea cea mare a Ninivei cu mai mult de 120.000 de oameni, care nu deosebesc dreapta de stânga lor și cu un mare număr de dobitoace.